Ne adunăm în grupuri pe parcursul săptămânii pentru a discuta din Biblie, a ne ruga și a ne susține unii pe alții. De cele mai multe ori, aceasta o facem la o ceașcă de cafea sau ceai. Este un lucru extraordinar. Însă adesea, când în mod individual le spunem despre Iisus prietenilor, ne întoarcem descurajați din cauza neeficienței. Dar Iisus i-a trimis pe ucenici doi câte doi, nu singuri. Apostolul Pavel a plecat în misiune cu o întreagă echipă. Iisus a explicat că dragostea noastră unii față de alții va fi semnul prin care lumea va cunoaște că suntem ucenicii Lui. Grupurile sunt echipe de misiune, care practică dragostea unul față de altul și împreună îi influențează pe alții. Noi dorim ca cei care încă nu și-au dedicat viața Domnului Iisus să observe dragostea noastră reciprocă și să înțeleagă că am fost schimbați de Evanghelie. Aceasta poate avea loc în diverse moduri. Am putea organiza o petrecere la care să ne invităm prietenii sau am putea participa împreună la un eveniment organizat de ei. Sau putem invita pe unii din ei să participe cu noi la un proiect caritabil pentru a vedea dragostea noastră în acțiune. Scopul nostru este de a crea oportunitatea ca cei care îl iubesc pe Iisus să practice dragostea în cadrul unui grup în contextul oamenilor care nu au experimentat dragostea lui Iisus. Dorința lui Iisus este ca noi să fim o echipă de misiune, nici de cum o mulțime de credincioși deconectați. Înregistrează-te astăzi într-un grup! Nu există timp rău la Dumnezeu și când e ud și când e soare, totdeauna este de la Dumnezeu dat. Slăvit să fie Domnul! Vreau să salut în dimineața aceasta și pe cei care ne privesc la televizor, pe cei care privesc prin internet aceste adunări cu noi împreună, cei care sunt în părțile componente, ne bucurăm că sunteți împreună cu noi în dimineața aceasta și noi astăzi, cum s-a spus, dăm startul grupurilor de ucenici și vrem să vorbim despre aceasta, vrem să medităm la aceasta, vrem să înțelegem importanța grupurilor în Biserica Philadelphia. Vreau să vă anunț că la acest start al grupurilor, deja avem planificate 151 de grupuri al bisericii, sau spunem altfel, biserica este compusă din 151 de grupuri care se vor aduna împreună în decursul a 3 luni și mai mult de 1700 de persoane sunt înregistrați la aceste grupuri. Domnul să-i binecuvinteze pe toți cei care vor merge la aceste grupuri și vor crește în credință. Vreau să vă amintesc că data trecută noi am sărbătorit botezul în apă împreună cu cei 21 de persoane care s-au botezat în acest loc. A fost aici bazinul, a fost oamenii cu inima plină pentru Domnul, dedicați lui Iisus și ei au mărturisit credința lor. Noi ne-am bucurat cu ei, Domnul să-i binecuvinteze în continuare în viața lor, în mărturia lor. Și acești oameni care s-au dedicat lui Iisus au nevoie de grupuri ca să poată crește, ca să poată dezvolta. Și vreau să vă amintesc astăzi care este misiunea bisericii. Dacă cumva veți uita, chiar dacă veți citi acum și vom vorbi astăzi despre misiunea bisericii, vreau să vă spun un secret. Când intrați în hol, uitați-vă pe stânga și acolo pe perete este scris cu litere mari, misiunea Bisericii Philadelphia. Și dacă vreți să nu uitați, totdeauna puteți să vă amintiți. Așa că misiunea Bisericii Philadelphia este următoare. Ajutăm orice om să devină urmaș sau ucenic devotat al lui Iisus. De aceea avem grupuri. De aceea Biserica Philadelphia este organizată în grupuri, pentru că vrem să ajutăm orice om să devină un ucenic devotat al lui Iisus. Da, ne-am propus toți împreună, conducerea bisericii și noi toți cei care suntem biserica de fapt, ne-am propus să ajutăm orice om. Orice om, adică cel care ne privește prin internet, orice om cel care ne privește la televizor, orice om ce e din părțile componente, orice om este acela care suntem toți aici, fiecare din noi, sau cei care n-au putut veni din oarecare motiv astăzi la adunare. Poate sunt bolnavi, poate au probleme, poate pur și simplu nu s-au putut scula dimineața. Chiar și pe aceștia oameni, noi ne-am propus să-i ajutăm să devină ucenici devotați ai lui Iisus. Și chiar dacă noi avem misiunea asta și vrem să o facem, se mai ridică întrebări. Da, mai trebuie să mai merg la grup? Cineva a spus, e nou sezon, vreți să vă înregistrați la grup? Întrebarea. Și doamna a spus, dar eu am fost data trecută, ce mai trebuie? Da, mai trebuie. Grupurile sunt un mediu important și un mediu de creștere și dezvoltare. Alții spun, dar ce trebuie grupuri? Eu vin la adunare, eu stau aici, ascult cuvântul Domnului, ce, nu-i de ajuns, eu sunt credincioasă, sunt credincios, ce mai trebuiesc și grupurile astea? Îmi ocupă timpul, dar așa, duminică, eu sunt liber și am venit la adunare. Alții spun, grupuri? Care grupuri?
După o lună de vorbă, după o lună de videoprezentări, după o lună de mese și oameni care spun, ei spun, grupuri? Care grupuri? Nu știu nici nimic despre grupuri. Se întâmplă aceasta. Și haideți să clarificăm puțin. De ce facem grupuri? De ce avem grupuri? Pentru că Domnul Iisus, întâi de toate, luăm exemplu de la El. El este exemplul nostru suprem. Domnul Iisus nu a venit cu o armată de îngeri și toți așa au venit pe pământ și au început să facă lucrarea Domnului, hai să mântuiască omenirea. Nu! El a venit singur, s-a născut ca om, a devenit ca noi și nu că a crescut și spune, nu, gata, eu m-am apucat de treabă, hai! Fac eu singur, așa cum spunem noi. Dar eu singur pot să fiu credincios acasă, dar eu singur pot să fiu singur. Nici Domnul Iisus n-a crezut aceasta. El a adunat oameni în jurul Lui. El a adunat o grupă de oameni. El și-a ales ucenici, a avut 12 ucenici despre care citim în Evanghelie, în Noul Testament. Și acești ucenici erau grupul Lui. Și cu acest grup a fost posibilă lucrarea Lui. Cu acest grup a fost posibilă transmiterea Evangheliei. Cu acest grup a fost posibilă transmiterea emoțiilor, plăcerii Lui Dumnezeu pentru noi, care a fost transmis prin Domnul Iisus, gură la gură, inimă la inimă, de la ureche la ureche, cum vreți altfel, de la ochi la ochi, de la mână la mână. Deci acesta a fost Iisus. Și El ne arată exemplu, exemplu cel mai bun. Și de aceea, Biserica Philadelphia are grupuri. Haideți să privim câteva beneficii care le poți avea dacă încă nu te-ai înregistrat la grup. Sau, haideți să privim câteva beneficii dacă te-ai înregistrat la grup și te gândești, ei, încă un grup, încă un sezon, ca de obicei. Hai să vedem ce beneficii sunt în participarea la grupurile bisericii. În primul rând, relații sănătoase se pot clădi, se pot crea, se pot face, se poate crea o atmosferă de relații sănătoase. Îmi amintesc eu când am venit în Biserica Philadelphia undeva aproximativ deja 18 ani, am venit aici și mi-am dedicat viața Domnului Iisus. Am ieșit și eu în față, mi-am dedicat viața, L-am crezut pe Iisus, L-am acceptat și am vrut să-L urmez. Și m-am ținut de cuvânt. Am venit a doua duminică, am venit a treia duminică și atunci adunările erau dimineața o adunare și seara o adunare. Și eu veneam la ambele, și dimineața și seara. Eu eram flămând după Iisus și eu căutam pe Dumnezeu. Și era totul bine. Și eu credeam mai mult și mai mult în fiecare zi. Ascultam predicile, era extraordinar. Eu eram un om nou. Măcar că eram tot fără păr, că atunci mă frezam, știți, acum așa... Dumnezeu a dat. Dar atunci odată m-am prins la un gând. Am ieșit din adunare duminică dimineața. Am ieșit la adunare, m-am suit în trolebuz. Și când mergea trolebuzul, știți, el merge încolo, mă uitam pe fereastră și vedeam o mulțime de oameni. Am văzut mulțimea aceea de oameni, m-am uitat în trolebuz și n-am văzut pe nimeni din biserică. Și m-am gândit, de ce eu am ieșit și de ce eu am plecat? Ce eu sunt singur acum în acest trolebuz? Iar acolo o mulțime de oameni stau pe scări, vorbesc, discută, se îmbrățișează, se încurajează, se roagă. O mișcare. Și m-am gândit, eu n-am pe nimeni. Eu n-am pe nimeni cunoscut în biserica aceasta. Observați, eu l-am pe Iisus. Eu sunt dedicat Domnului, eu cresc în credință, este totul bine, eu merg la adunare, totul este extraordinar. Dar ceva este necesar încă. Fiecare om are nevoie de relație, a spus Larry Crabb, un psiholog creștin. El a spus, oamenii nu sunt mecanisme. Nu e destul doar, știi, să-ți pun mâna pe umăr și să spun, oh, Domnul să te binecuvinteze și eu mă sunt bine, asta e o relație extraordinară. Nu e ca robotul, ai apăsat butonul și gata, tot merge, da? Nu e destul doar că eu am venit la adunare așa odată în săptămână și asta e tot. Nu suntem niște mecanisme care rezolvă toate problemele. Gata, sunt credincios pentru totdeauna, nu. Noi avem nevoie de relații, dar relații cu Dumnezeu, dar și relații cu oamenii. Relații cu cei care să ne încurajeze, cei care să ne spună o vorbă bună, cei care să ne mustre când trebuie sau pur și simplu să tacă, să privească la noi și să înțelegem noi că da, eu sunt vinovat, numai din tăcerea aceea. Este nevoie de aceasta, avem nevoie de aceste relații și atunci și eu am înțeles, trebuie ceva de făcut. Eu nu pot să rămân așa și eu am... Am început să mă apropii de oameni, să-mi spun, eu mă cheamă Igor. Atunci nu era ceea ce avem noi astăzi, da, eram altfel, nu era atâta ospitalitate. Și atunci eu singur am hotărât să vin să spun, tine mă cheamă Igor, dar pe tine cum te cheamă, hai să ne cunoaștem. Și până la capăt am ajuns și eu la grupuri, pentru că și 18 ani în urmă Biserica Philadelphia avea grupuri. Și când am intrat în această atmosferă a grupurilor, am cunoscut alți oameni mai bătrâni ca mine, mai tineri ca mine, diferiți oameni, am văzut diferită manifestarea credinței și asta mi-a ajutat să ajung acolo unde sunt astăzi. Și la fel și fiecare.
Știți, Scriptura spune despre aceea că omul are nevoie de relații. Nu numai Larry Crabb, nu numai eu spun asta. Biblia spune în Geneza capitolul 2, versetul 18. Este scris că Dumnezeu a zis, nu este bine ca Adam să fie singur. Îi vom face un ajutor potrivit. Eu știu că textul ăsta se predică la despre nuntă, despre mireasă, despre femei de care are nevoie bărbatul ca să trăiască după voia lui Dumnezeu, să creeze o familie. Eu știu despre asta. Dar haideți să privim puțin în alt unghi, că femeia tot e om. Și eu vreau să privesc din acest unghi. Adam era cu Dumnezeu. Aceeași istorie. Adam era cu Dumnezeu, era în rai, oameni buni. Ei trebuia să fie bine de tot. Dar Dumnezeu a spus o concluzie. Nu-i bine. Da, e tot bine, dar nu-i chiar bine. El are nevoie de altcineva, de un alt om, de o altă persoană care să stea lângă el, să-l asculte, sau pur și simplu să-l mângâie, pur și simplu să fie lângă el. Și Adam a fost împlinit prin acest om. Se spune că Adam a dat numele tuturor animalelor căutând un ajutor potrivit și nu l-a găsit. Și atunci Dumnezeu a zis, știu eu ce am de făcut. Îi voi face o femeie, da, un om aproape. Și asta e desăvârșirea relațiilor, familia, dar și în grupuri exact același lucru. Noi avem nevoie de relații. Și în altă carte, în Eclesiast, se spune mai bine doi decât unul, pentru că împreună putem de 10 ori mai mult să facem decât eu singur. Și dacă crezi că credința ta va crește când ești singur, nu te înșela. Când suntem doi, de 10 ori crește tot credința ta. Și eu aș putea fi ales în momentul acela din trecut, când m-au chemat la grup. Aș putea să aleg să stau la televizor pur și simplu. Știți, avem și eu seriale care îmi plac. Avem și eu programe care îmi plac. De fapt, televizorul îmi plăcea mult atunci. Și puteam să spun, da, nu mă mai duc la grup, aici așa e interesant. Și acolo sunt oameni, și acolo sunt relații, dar era o iluzie. Ce aveam, ce am eu din acest televizor? Ce? Nu există o relație. Mie mi se pare doar, rămâneam doar cu iluzia, rămâneam singur. Puteam să aleg altceva, puteam să aleg, mă duc cu prietenii, să petrecem ceva, să mai vorbim despre toate și bârfim și nu știu ce mai facem și mai nu știu ce. Las că interesant că-s prieteni și las să nu gândească că m-am dat eu de tot, chiar m-am dat de tot chiar în secta asta. Nu. Puteam să aleg așa. Puteam să aleg să mă duc undeva în centru acolo, un concert ceva, în altă parte, să caut petrecere, undeva unde să-i mulțime și ce? Asta îmi împlinește sufletul, nu. Doar acele grupuri care am ales să merg la ele, acele grupuri m-au ajutat să mă împrietenesc cu oamenii, m-au ajutat să înțeleg cum poate crede un om, m-a ajutat să învăț credința de la altcineva și asta m-a ajutat să cresc. Așa poate să te ajute și pe tine. Ce alegi tu azi? Tu alegi relații sănătoase pe care Dumnezeu le permite și le vrea în grupuri și care trebuie create. Cei care merg la grupuri, fiți atenți, relații sănătoase trebuie create și voi sunteți mâna lui Dumnezeu, voi sunteți ochiul lui Dumnezeu, voi sunteți gura lui Dumnezeu care îi ajută pe cei noi să găsească aceste relații. Iar cei care nu v-ați înregistrat, tot relații sănătoase, este bine să le creați, este bine să dați voi oamenilor să vă cunoască și este bine pentru că veți crește în credință. Că dacă nu, rămânem doar cu televizorul, că azi oamenii vorbesc cu televizorul, știți? Se uită un film și vorbesc singuri cu dânșii, sau la telefon sau altfel. Decât așa, mai bine cum vrea Dumnezeu, pentru că în împărăția lui Dumnezeu, eu cred că nu vor fi televizoare, va fi Dumnezeu și cumva trebuie să discutăm. Hai să ne învățăm de pe acum, să discutăm unii cu alții și cu Dumnezeu. Un alt beneficiu, te poți aprofunda, te aprofundezi în relația cu Dumnezeu. Acest punct poate ar fi trebuit să fie spus primul, dar am ales să fie primul punct, relația, pentru că prin relație cu Dumnezeu, în grup noi putem să-L cunoaștem. Și dacă privim la un text din Biblie, din Matei capitolul 5, unde începe predica de pe munte, este un moment care mi-a atras atenția odată mai înainte și vreau să vi-l transmit și dumneavoastră. Când a văzut Iisus mulțimile, a urcat pe munte. După ce s-a așezat jos, ucenicii Lui s-au apropiat de El. Apoi a început să vorbească și să-i învețe. Mi-am dat întrebarea citind acest text, ce pot să-i mulțumesc lui Dumnezeu din acest verset doar? Și m-am gândit, Doamne, eu văd că aici Tu îmi descoperi că ucenicii au fost primii care s-au apropiat de Iisus. Și haideți să ne gândim, să ne închipuim ce era acolo, era o mulțime de oameni, aproximativ 4.000, 7.000, când și cum, diferite mulțime l-au înconjurat pe Iisus. Aceasta știm,
Posibil mai puțin. Noi suntem, poate ca noi, undeva 1000 până la 2000, cum ne adunăm noi în 5 adunări. Acești oameni erau pe aproape, da, erau cu Iisus, da, ei au lăsat casele ca să vină să-L asculte pe învățătorul, da, totul era bine, parcă, da, El a avut niște învățături să transmită. Și atunci când El a vrut să le transmită, s-a suit pe munte. Nu știu cum e posibil asta să transmiți la mii de oameni atâta învățătură, la așa de mulți oameni. Dar știu sigur cine a fost cei care a transmis mai departe, de fapt, și până la noi a ajuns această predică de pe munte. Erau cei care s-au apropiat. Cei care s-au apropiat erau ucenicii. Acei care au dat importanță că, da, noi nu suntem doar cu Iisus, noi vrem să auzim vocea Lui, noi vrem să-i simțim pulsul când El vorbește despre principiul Dumnezeu, să înțelegem cât de tare trebuie să simțim și să fim noi entuziasmați de ceea ce Dumnezeu ne-a transmis. Și erau aproximativ 70 de ucenici. Ei bine, la noi grupurile sunt câte 20, lasă că e bine așa, nu trebuie câte 70. Dar totuși, cei care s-au apropiat mai des, și dacă vom citi Scriptura și vom observa aceasta, erau unii care s-au apropiat, dar peste un timp ei cumva au plecat de la Iisus. Pe când cei 12 tot veneau și veneau și veneau și se apropiau. Noi avem nevoie să ne apropiem de Dumnezeu. Noi avem nevoie să-L cunoaștem mai bine, numai așa este posibil să-L cunoști, apropiindu-te și venind la grup, aceasta este o apropiere. Venind la grup, te apropii prin rugăciune. Da, noi avem aici rugăciune. Rugăciunea din grup va fi una mai personală, una mai apropiată, una mai concretă. Vei putea spune nevoia ta, vei putea spune bucuria ta, vom putea simți acest puls spiritual pe care Dumnezeu ne-l dă în grup. Și ne vom bucura de Dumnezeu și așa ne vom apropia și credința noastră va crește când vom vedea cum Dumnezeu lucrează în viața omului și sigur știm că a lucrat, nu că a spus cineva undeva în mulțime. Nu, eu știu pe omul ăsta, eu l-am auzit și chiar am văzut. Și credința crește și ne apropiem de Dumnezeu. Cercetarea cuvântului Său. Pentru aceasta am dat caiete astăzi, pentru ca cuvântul lui Dumnezeu să fie cercetat, pentru ca să putem să ne apropiem de Dumnezeu, pentru că acolo este sursa pe care Dumnezeu ne-a dat-o, să-L cunoaștem pe El mai mult și mai profund. Comuniunea, am mai spus, relațiile, apropierea de oameni, aceasta este ceea ce ne ajută să ne apropiem de Dumnezeu, pentru că Domnul Iisus nu este doar în mine, dar este și în tine, și în tine, și în tine, și în tine, în fiecare din noi Dumnezeu este. Și trebuie să-L observi cum El este acolo, cât de minunat El este acolo. Și să te încurajezi și să mergi înainte. Și prin implicarea în ajutor. Grupurile sunt și cele care fac lucruri practice. Și asta se face în fiecare grup și se recomandă fiecărui grup în Biserica Philadelphia. Și atunci când începi să dai din al tău, atunci când începi să oferi ce ai tu mai bun, și îți dai seama că ceea ce ai oferit tu atât de mult l-a ajutat pe alt om, te bucuri mult și crește credința ta. De aceea noi spunem, oameni buni, implicați-vă în echipele de vis, implicați-vă într-o slujire, fiți activi, faceți ceva pentru Dumnezeu, pentru că asta va ajuta și mai mult să creșteți în credință și vă veți apropia de Dumnezeu. Ce alege astăzi? Ce alege acum? Aprofundarea sau stagnarea? Ei, odată în săptămână e de ajuns, da? Și te poți gândi, odată în săptămână, ca toți. Deci nu ne ajunge nici cuvântul ăsta? Nu-ți ajunge. Trebuie să te apropii și să te apropii des de El. Dar dacă vii numai duminica, numai atunci ai primit motivația, ai uitat în timpul săptămânii, du-te la lucru, fă curat, spală copiii, încolo, încoace, ai uitat. De când dacă mai ai încă o dată, încă o inspirație, încă o motivație la grup, atunci poți fi mai perseverent și Dumnezeu să ne ajute să fim în aprofundare în relația cu Dumnezeu și în așa fel credința noastră crește. Un alt beneficiu este descoperi comorile ascunse în cuvântul lui Dumnezeu. Un alt text biblic care îl vedem și spune aproximativ ceea ce și mai înainte, că ucenicii s-au apropiat de Iisus, sau cei 12, poate 70, dar cred că cei 12 sigur. Și le-a zis Iisus, le-au zis lui Iisus, de ce vorbești în pilde? Iisus le-a răspuns, pentru că vouă v-a fost dat să cunoașteți tainele împărăției cerurilor, dar lor nu le-a fost dat. Și citind acest text m-am gândit, oare chiar Dumnezeu e așa de rău? La unii le dă, la alții nu le dă să-și cunoască tainele? Chiar așa El ascunde tainele de oameni? Nu, asta a fost un primul gând și eu cred că El a fost firesc și este firesc. Stând și meditând la acest cuvânt, dând întrebări la acest text, mi-am dat seama cine sunt acei vouă, cine sunt acei
oameni cărora Dumnezeu le-a dat să cunoască din tainele Împărăției lui Dumnezeu. Uitați-vă, este cel ce s-a apropiat. Dacă te-ai înregistrat la grup, dacă vei merge la grup, ești în categoria celor care Dumnezeu îți dă să cunoști Împărăția lui Dumnezeu. Dar mai este ceva. Acești oameni au pus întrebări. Și unii întreabă, dar ce să întreb? Ce? Citesc Biblia? Citesc? Cum unii spun, aia că am citit și n-am înțeles nimic. Dar ce trebuie să înțeleg? Oh, bun, prima întrebare. E bună întrebarea. Pentru asta, ca să nu fie prea greu, noi am scris aici în caiet două întrebări. Simplu. Două întrebări la text. Astăzi laud pe Dumnezeu pentru. Adică ce? Pentru ce să laud pe Dumnezeu când citesc textul? O, slavă Domnului pentru ucenici. O, slavă Domnului pentru că tainele Împărăției Cerului sunt posibil descoperit. O, slavă Domnului că eu am așa o posibilitate pentru că am început să dau întrebări la text. Și Dumnezeu mi-a promis. Cel care s-a apropiat și cel în care îl întreabă, Doamne, dar nu mi-ajunge în ea o pildă, dar eu vreau mai mult. O, ție, vouă, vă este dat să cunoașteți tainele Împărăției lui Dumnezeu. Asta a avut în vedere Domnul Iisus. Nu că ucenicii, nu că apostolii au avut ceva deosebit. Nu, ei au avut ceva deosebit. Acel ceva deosebit a fost că ei nu se mulțumeau doar cu adunarea de duminică și cu mulțimea aceea de, și pildele care le-a spus Iisus. Eu nu și-a spus, dar noi vrem să știm mai mult. Și Domnul Iisus, vouă vă-i dat? A spus, ok, vrei și ție să-ți fie dat? Poftim, caietul. Poftim, dă întrebări, descoperă, fii gata și înregistrează-le, ca să nu uiți. O femeie a venit la grupul meu de ucenici, pe care îl formam într-un sezon mai înainte, și ea nu a venit așa prin adunare, nu din predica cuiva, nu din înregistrarea de jos. Deci ea s-a înregistrat la grup fiind motivată de o adunare specială. Și noi facem o adunare specială pentru oamenii care nu s-au înregistrat și nu poate n-au de gând să o facă. Și noi îi chemăm la o recepție într-o zi de sâmbătă sau vineri, le vorbim, le spunem de ce este bine să fim în grup. Și la acea motivație ea a simțit un impuls și a spus, da, eu aș vrea poate să cunosc mai mult. Cumva Dumnezeu a motivat-o și prin aceasta. Slăvit să fie Domnul. A venit în grup, am început să ne adunăm. Erau oameni, spunem așa, oameni care nu vedeau bine Biblia, nu prea o citeau, oameni care nu prea vroiau, erau mai în vârstă. Și ea, tot o femeie în vârstă, venea și acum încă vine cu cârja, da. E greu, se mișcă, avea destule motive să nu vină la grup, dar ea a fost insistentă, ea a venit. Și a venit totdeauna. Și am început să dăm caiete, am dat caiete, am spus, haideți să citim, haideți să înregistrăm. Și știți, ea s-a apropiat după grup, când n-a vrut să spună în fața tuturor, a spus, dar eu nu știu ce să scriu, dar cum să fac, ce să scriu aici? Și eu am spus atunci așa, Dumnezeu are ceva de descoperit pentru dumneavoastră. Da, El are ceva deosebit. Dumneavoastră trebuie să dați doar niște întrebări simple. Simple, ele nu trebuie să înțelegeți ceea ce înțeleg eu, înțelegeți ceea ce înțelegeți dumneavoastră. Când citiți Biblia, când vă rugați, puteți ceva, un mic lucru, puteți să-l înțelegeți. Acel mic lucru scrieți-l, asta am înțeles. Și atât, nu trebuie mult. Și știți, eu mai spun încă ceva, poate frații nu o să mă pedepsați pentru asta, eu le spun, oameni buni, dacă voi n-ați înțeles nimic, scrieți aici, n-am înțeles nimic. Dar asta este o descoperire. Este o descoperire, eu n-am înțeles nimic și atunci te dai întrebarea, dar ce să fac, cum să fac? Începi să te lupți. Și ajungi să cunoști tainele Împărăției lui Dumnezeu dacă duci lupta până la capăt. Și așa i-am spus, fă așa. Știți, când a venit data viitoare la adunare, a venit cu caietul scris și a spus, eu atâtea de lucruri am descoperit. Și apoi celelalte adunări a început să vină cu deja temele făcute pe toată săptămâna. Și spus, dar eu am atâtea de spus, dați-mi voi eu să spun, eu vreau să spun ce am descoperit din Biblie. Ea era prima pe care mai departe contam că ea sigur a citit Biblia, sigur a descoperit lucrurile și se bucura mult. Și ea a hotărât. După acest grup, următorul sezon, ea a hotărât să se dedice Domnului Iisus, să primească botezul. După aceasta, crescând în credință, l-a atras și pe fiul ei și fiul ei astăzi este botezat. Uitați-vă cum crește Împărăția lui Dumnezeu. Uitați-vă cum Dumnezeu lucrează. Uitați-vă cum cuvântul lui Dumnezeu, tainele Împărăției Cerurilor se descoperă fiecărui om. Nu contează cine ești, cum ești și ce faci. Dacă ai interesul acesta, dacă te apropii de Iisus, dacă vrei să faci un pas mai mult, nu doar cu mulțimea, și dacă dai întrebări. La cuvântul lui Dumnezeu vei cunoaște. Cuvântul lui Dumnezeu nu este doar un catalog de perfecționare a credinței sau un set de reguli pentru o viață corectă.
Oh, eu vin la adunare, oh, eu ascund cuvântul, gata, eu sunt credincios. Nu, nu, nu e așa, nu e tot automatizat, nu suntem automate, nu suntem, am spus, nu suntem mecanisme. El este la fel de viu și ca și o scrisoare plină de dragoste și de viață din partea iubitului care se află departe. Știu că așa era mai înainte, în anii trecuți, am mai văzut în filme, primea femeia o scrisoare de la bărbatului care era departe, nu știu, la război sau în altă parte, și ea aduna pe toate neamurile și pe toți cei din jur și vecinii și deschidea scrisoarea și o citea și tot. Așa trebuie să fie cuvântul lui Dumnezeu și așa este El în grup. Așa trebuie să fie în grup. Cei care veniți mult timp la grup deja, așa trebuie să fie cuvântul lui Dumnezeu pentru noi. Ca o scrisoare, plină de viață și de dragoste. Aleluia! Uite cum a spus Dumnezeu. Iar cei noi, împreună cu noi, toți împreună, vom cunoaște. Ce alegi tu astăzi? Alegi să primești descoperire? Descoperire simplă. Chiar descoperire că n-ai înțeles nimic. Este o descoperire. Și este bună descoperirea. Pentru că te va motiva să mergi mai departe. Sau pur și simplu rutină. Merg și eu la adunare. Gata, asta e tot. Nu! Haideți să ne apropiem de Dumnezeu. Haideți să ne aprofundăm în cuvântul Său. Haideți să creăm relații după cuvântul Său. Și mai este un beneficiu. Să fii eliberat de vicii. Eu am pus în această imagine nu toate viciile, dar le-am ales așa pe cele care se socot, nu chiar așa vicii. Noi știm pe cele rele, așa, păcătoși, pe cele le știm. Asta așa, poate da, poate nu. Și pentru cel care te lupți cu fumatul, de exemplu, și vii la adunare, vrei să fii cu Dumnezeu și sunt așa oameni aici, eu știu, și vrei să fii credincios, dar un lucru îți împiedică. Uite, câteodată așa se întâmplă, te arde. Vreau să-ți spun, dacă vei participa încă și la grup, te va ajuta. Pentru că se vor ruga pentru tine. Pentru că Dumnezeu va răspunde la rugăciunile celor care au crezut în El. Pentru că vei cunoaște puterea lui Dumnezeu din cuvântul lui Dumnezeu și îți vei da seama cât de multă dragoste Dumnezeu a dat pentru tine ca tu să fii liberat. Și credința ta va crește și vei fi liberat. Dar dacă nu crezi toate acestea, măcar asta înțelege. Încă 2 ore să nu fumezi, deja te ajută. Uite, vii la adunare, duminica, nu fumezi pentru că aici nu se fumează, așa, te-a ajutat o leacă, mai fă o dată în timp săptămânii 2 ore și deja mai mult, deja mai bine este, pentru că te ajută. Te ajută să nu mai fumezi. Și dacă mai adaugi încă niște activități cu oamenii credincioși, vei vedea că vei reuși, pentru că și Dumnezeu folosește aceste momente să te ajute. Exact același lucru și cu oamenii care, când n-au ce face, se mai duc pe mall, se mai duc pe acolo, mai cheltui bani și la sfârșitul lunii, zar plata, unghii, noi. Ce facem? Bem apă, mâncăm mivina. Pentru așa oameni tot există, asta tot e un viciu. Și 2 ore să nu cheltui, asta deamă-i bine. Te-ai scăpat de o cheltuială. Aleluia, înseamnă că nu mivina, deamă să mai fie ceva la mivina. E bine. Sau poți să investești în împărăția lui Dumnezeu. Să cumperi niște biscuiți, niște ceai, ceva gustos, împreună ne adunăm și asta este o investiție. Sau când v-ați hotărât cu grupul împreună să mergeți la un sărac, să-l ajutați, sau la spital, să-i vizitați pe cei care stau bolnavi și necăjiți și fără nădejde, să le cumpărați o banană sau nu știu ce, poți investi în lucrarea asta, nu la cumpărături fără rost care poate nu-ți trebuiesc. Nu, poți investi. Și Dumnezeu te va binecuvânta și atunci nu numai zarplata o să fie, doar zarplata mai mare o să fie. Pentru că Dumnezeu a văzut că tu poți, tu vrei și așa vei scăpa de acest viciu. Sau altă viciu este, hai să mai vorbim acolo undeva la poarta cetății, la podiezd. Da, știi? Da, ai auzit? Oh, da! 2 ore fără asta, aleluia, vorbim nu despre asta, nu ne întunicăm mintea, așa e rău, acolo-s răi, așa-i-s răi, politicienii-s răi, vecinii-s răi, toți-s răi și mergi așa, toți-s răi. Vii la grup și spui, aleluia, sunt oameni buni, slavă Domnului și Dumnezeu îi schimbă și pe mine poate să mă schimbe. Există posibilitatea ca țara asta să fie schimbată și cei răi să fie buni, aleluia, și deamul privești cu lumină și fața îți luminează. Și duminica, și încă într-o zi de grup. Aleluia! Și fața luminează de 2 ori pe săptămână și te-ai eliberat de așa viciu. Gata? Nu mai vrei să vorbești despre asta. Eu nu vreau să vorbesc despre întunecime când mă întunic la minte. Vreau să vorbesc despre ceea ce îmi dă lumină și speranță și nădejde la viață. M-am săturat. Și încă unul, cel cu care vorbim.
azi smartphone și telefon și monitor și televizor și tot ce vrei este, asta tot e o chestie interesantă și de el poți scăpa, 2 ore fără el. Minunat, razvod facem, da? Gata, nu ne uităm. Nu ne uităm la niște relații cum oamenii ceia se îndrăgostești, pe urmă se disparți, pe urmă iar se îndrăgostești, mai și nu știi cu dânsă și te gândești chiar tăți așa de nebun și te gândești chiar și alții, știu la dânsă și spui, oare chiar ca în filme? Nu, te uiți în Biblie și vezi oameni credincioși, oameni care trec peste așa bariere. Da, sunt probleme în familie, dar ei trec și Dumnezeu arată cum. Arată cum prin credință poți trece prin orice greutate și tu spui, stai puțin, există o speranță pentru toți în jur. Și ai lăsat serialurile și orice altceva te împiedică. Și așa Dumnezeu te eliberează. Rugăciune, cuvântul Dumnezeu, speranță în inimă și 2 ore în plus fără chestiile astea care te împiedică. Ce alegi? Eliberare sau robie? Dacă vrei eliberare, înregistrează-te la grup. Eu după așa ceva m-aș duce amuia și m-aș înregistra. Dar mai stați puțin, la sfârșitul adunării veți reuși. Și s-ar mai spune multe lucruri despre grupuri, dar nu pot să le spun pe toate, că nu avem timp pentru asta. Este un videoclip interesant, haideți să-l privim. Sunt cel puțin 12 motive pentru a veni la cele 12 întâlniri ale grupurilor în acest sezon. Îți iei doza săptămânală de energie pozitivă. Vei învăța să te rogi zilnic și vei fi susținut în rugăciune. Primești îndrumare și sprijin pe calea care ți se pare nouă. Aici tu poți cunoaște pe Dumnezeu alături de alți oameni. Aici îți poți găsi scopul și chemarea. Inspirat de mărturiile altora, tu poți depăși propriile complexe. Împreună cu alții vei învăța să înțelegi Biblia. Îți poți satisface curiozitatea despre necunoscut. Poți clădi relații sănătoase. Prietenii care durează o viață. Te poți conecta cu oameni care au aceleași interese și poți petrece timpul minunat. Experiențele altora te pot ajuta în deciziile personale. Noi te vom susține mereu! Aleluia! Înregistrează-te la grupuri de ucenici, numai decât. Trebuie de făcut acest lucru. Ați văzut câte beneficii sunt. Deci, te încurajez să devii un ucenic devotat al lui Iisus. Mai aveți răbdare? În context biblic. Așa spune trimiterea, așa a spus Iisus apostolilor săi, ucenicilor săi și cei care sunteți ucenicii deja, cei care sunteți în proces, țineți minte, duceți-vă. Și faceți ucenici din toate neamurile, botezându-i numele Tatălui și al Fiului și al Duhului Sfânt și învățați-i să păzească tot ce v-am poruncit. De aceea mergi la grupuri, te duci, faci ucenici, încurajezi să facă legământ cu Domnul și înveți să păzească tot ce v-am poruncit. Împlinești cuvântul lui Dumnezeu, cel care nu te-a înregistrat. Ține minte, tu ești aici, în această biserică, pentru că cineva a luat în serios acest cuvânt. Primii au fost acei apostoli care au auzit acest cuvânt și au spus, noi vom merge, vom face. Și au făcut la fel ca Iisus. Au făcut grupuri, au învățat oamenii ce a spus Iisus, toate cuvintele, toată inima lui Dumnezeu a transmis-o în alții. Și așa, astăzi, în secolul 21, tu, astăzi, ești aici. Pentru că acești oameni au luat-o în serios și au mers, au ieșit din zona de confort și au făcut ucenici. Este greu, nu e ușor, nu așa că vii și-i plăcere, nu, e greu. Dar este posibil, Dumnezeu este cu noi. Și așa a spus Domnul Iisus. Și iată că eu sunt cu voi în toate zilele. Drag membru a bisericii, drag ucenic care ești înrolat în grup, El a spus, eu sunt cu voi în toate zilele, în ceea ce ai de făcut, eu sunt cu voi. Drag partener, drag om care a venit prima dată, Iisus a spus, sunt cu voi în toate zilele. Dacă suntem în acest proces de a deveni ucenic, fii așa om, devin așa om. Dar mai este ceva aici în acest text, în acest rând. El a spus, eu sunt cu voi în toate zilele. Adică duminica, de dimineață unii vin de la 7 până seara, adunările până la 7 seara. Eu sunt cu voi luni,
la grupul de ucenici de la 6 la 8, marți de la 3 la 5, de la 6 la 8, eu sunt cu voi miercuri de la 3 la 5, de la 6 la 8, eu sunt cu voi joi la adunări de rugăciune, de stăruință, de căutare de față de Dumnezeu, eu sunt cu voi vineri la grupul de ucenici de la 6 la 8 și altă oră, poate eu nu știu, și sâmbătă de dimineață până seara eu sunt cu voi și iar duminica, în fiecare zi eu sunt cu voi, a spus Iisus. Da, nu doar aici, și acolo. Și de acolo, ca un izvor, El este zi de zi cu tine și cu mine. Și de aceea, astăzi, este momentul cel mai potrivit să te întreb, dacă tu nu te-ai dedicat lui Iisus, dacă nu ai luat în serios această influență a Lui și dorință de a te face pe tine ucenic al Lui, în toată puterea cuvântului, vrei astăzi să-i spui, Doamne, iartă-mă, Doamne, ai milă de mine. Vreau să fiu așa cum spui Tu. Vreau să fiu cu Tine pentru că Tu ai spus că ești cu mine. Când mă voi duce acolo în grup, când mă voi duce la adunare, când mă voi duce să slujesc, peste tot Tu ești cu mine, așa a spus Iisus. Haideți să ridicăm în picioare. Și haideți să medităm la aceasta. Iisus este aici. El a promis și El o face. Duhul Lui mișcă inimile noastre. Vrei Tu să-ți dedici viața lui Iisus? Cel care n-ai făcut-o niciodată, poate. Nu ți-ai dedicat viața lui Iisus. Astăzi este momentul cel mai potrivit. Fă-o astăzi. El este aici ca să te accepte. Cel care deja nu mai știi, trebuie, nu trebuie, să mai fac ceva, să mai merg la grup, să nu mai merg, dar ce mai trebuie? Când ești bătut de vântul acesta, vino la Iisus, spune, Doamne, dă-mi putere, vreau să fiu cu Tine, vreau să mă apropii, vreau să fiu un ucenic adevărat care se apropie, se aprofundează în relația cu Tine. Vino în față. Vreau să mă rog cu tine. Cine dorește să-și dedice viața lui Iisus? Cine dorește să se rededice lui Iisus? Vino în față să ne rugăm. Vino să-i spunem, Doamne, Tu ai spus atâtea lucruri. Tu ai făcut atâtea lucruri ca eu astăzi să fiu aici. Și eu vreau să fiu așa cum Tu te aștepți de la mine. Doamne, ne rugăm. Haleluia, Domnul nostru. Tu ești tăria noastră, Doamne. Tu ești, Doamne, puterea noastră. Tu ești viața noastră, Iisus. Și noi ne apropiem de Tine, Doamne, astăzi, prin rugăciunile noastre, prin cântările noastre, Doamne, prin dorința, Doamne, de a sluji Ție, Dumnezeul nostru, și prin motivația aceasta de a merge în continuare, de a face, Doamne, ca relațiile sănătoase să se răspândească în lumea aceasta prin grupurile de ucenici, Doamne. De a face, Doamne, ca oamenii să Te cunoască pe Tine prin cuvântul Tău, Doamne, să se apropie de Tine, să-Ți cunoască îndurarea și dragostea Ta și puterea Ta, Dumnezeul nostru, care este dată nouă, Doamne, prin învierea Ta din morți, Domnul nostru, slavă Ție. Doamne, Tu ești Cel, Doamne, care vrei, Doamne, să mergem, să ieșim din zona de confort și să continuăm, Doamne, să creăm grupuri, să creăm posibilități, să creăm contextul necesar, să facem tot posibilul ca oamenii care au nevoie de Tine să se apropie de Tine, Dumnezeul nostru. Doamne, suntem aici ca să ne dedicăm Ție, Doamne. Și cel care nu Te cunoaște, Doamne, astăzi poate să o facă. Doamne, ai milă de cel care trebuie să se dedice Ție, Dumnezeu meu. Și încă nu a înțeles acest lucru. Binecuvintează pe fiecare. Binecuvântă-ne, Doamne, să fim ucenici, să devenim ucenici cu adevărat și să slăvim numele Tău, împlinind, Doamne, chemarea pe care ne-ai dat-o. Binecuvântăm numele Tău și Te slăvim, Tată, Fiu și Duhul Sfânt. Amin.